Măsura suprataxării contractelor part-time ar putea ajunge pe masa Curții Constituționale. Partidul Forța Dreptei, condus de Ludovic Orban, îi cere avocatului poporului să atace la Curtea Constituțională actul normativ care a adus modificări legislației fiscale. Discutăm acest subiect chiar acum cu analistul economic. Adrian Negrescu a acceptat invitația noastră și mulțumesc pentru asta. Bună seara, domnule Negrescu! Bună seara, bine v-am găsit! Suntem în următoarea realitate. Ieri prezentam la Euronews despre cele peste 100.000 de contracte part-time desființate cu o săptămână înainte de 1 august și am încercat să aflăm ce înseamnă asta. Astăzi am aflat de la Ministerul Muncii că aceste contracte part-time se transformă în full-time și că deja se observă o creștere pe cealaltă componentă și adaug, desigur, posibilitatea ca avocatul poporului, nu avem această certitudine, să bată la ușă la Curtea Constituțională și să pronunțe ce? Discriminare? Nu, în esență va pronunța limitarea dreptului la muncă, pentru că asta face ordonanța asta. Practic îngrădește posibilitatea unor oameni, indiferent de condiția lor materială, indiferent de ce reprezintă în societatea asta, să aibă un loc de muncă, fie el de 2, de 3, de 5 ore, de 6 ore, dar nu neapărat pot să lucreze 8 ore. Deci despre asta este vorba și, într-adevăr, care de fapt este rolul guvernului până la urmă prin deciziile pe care le-a? Să determine creșterea locurilor de muncă, niciun caz să grădina rolul, adică limitarea lor. Ce spuneai tu mai devreme legat de faptul că multe dintre contracte s-au transformat în contracte full-time, adică de 8 ore, ei reprezintă doar o porțiune și cred că dacă erau două contracte care rămâneau închise pe zona asta de part-time și tot reprezentau o problemă pentru că îngrădeai dreptul la muncă al oamenilor și asta este o mare problemă într-o perioadă în care ne plângem că nu avem destulă forță de muncă. Aș avea următorul scenariu, Adi Negrescu. Sunt un om care avea un singur contract part-time. Un contract part-time care nu m-a ajutat să-mi rotunjez veniturile, ci reprezenta principala mea sursă pentru moment de venit. Renunț în lumina noilor măsuri fiscale la contractul part-time și următorii pași risc să ajung la ajutor social și eventual la șomaj. Pun întrebarea având în minte... Nu cumva tot statul ar avea de plătit dacă aș ajunge în aceste situații și poate mai mult decât o face modificând legislația fiscală? Da, cu siguranță mulți dintre cei care aveau contracte part-time vor trece în șomaj sau își vor risca practic să lucreze la negru și cred că la asta se va ajunge, vor lucra la negru pentru că altă sursă de venit nu vor avea și îți dau un exemplu elocvent și cred că e definitoriu privind modul în care percepem această situație. Femeile, mamele care au 2-3 copii, chiar și un copil da, acasă, am exemple de oameni care lucrează pentru multinaționale 2-3 ore pentru că atât își permit ca timp, da? Femeile respective trebuie s-au închis contractele, pentru că firma nu își permite să le plătească contribuții la nivel de 8 ore și ele lucrau numai 2-3 ore, cele mai multe chiar de acasă, în regim de telemuncă. Ei, iată, pentru că nu s-au gândit autoritățile la asemenea scenarii, nu s-au gândit la o multitudine de alte scenarii care vizează în special zona asta de servicii, care și așa era văduvită de forță de muncă, pentru că salariile nu erau foarte mari, oamenii veneau cu greu să lucreze în aceste domenii și iată că acum, practic, limităm și mai mult accesul oamenilor la astfel de joburi. Ce se va întâmpla? Probabil mulți dintre investitori vor alege să plătească la negru, alții vor alege să organizeze contracte de prestări servicii. Pentru cei care într-adevăr vor să lucreze, soluția de a-și construi, de a-și înființa un IMM sau un PFA rămâne de actualitate, dar atenție, vor plăti taxe de 3 ori sau chiar de 4 ori mai mari decât plăteau până acum. Dacă și-ar deschide un IMM, corect, așa este, foarte bună observația. M-aș întoarce la prima întrebare, Adi Negrescu, fără să îmi doresc să arunc bățul prea departe sau să vă pun în situația de Nostradamus. Și dacă judecătorii constituționali ar statua ceea ce se sizează, sigur, acum un partid politic, poate avocatul poporului, ce ar avea de făcut guvernul? Să elimine exclusiv această măsură asupra impozitării contractelor part-time? Cu siguranță, așa cum a făcut-o și în 2020, să nu uităm că măsura asta a mai fost valabilă în România între 2017 și 2020, când a făcut 300.000 de victime, 300.000 de oameni au rămas fără contractele de tip part-time, da? Și au venit liberalii la vremea respectivă, au făcut scandal în Parlament, au făcut o moțiune simplă, iar Parlamentul a decis să anuleze această supraimpozitare. La 3 ani distanță de atunci, iată că 2 ani distanță de atunci, iată că se revine cu această măsură, care în esență nu și are un
un fundament negativ. Într-adevăr, sunt foarte mulți investitori care alegeau să evite plata taxelor și impozitelor, lucrau 2-3 ore pe companie, dar ei lucrau tot timpul pentru compania respectivă, dar plăteau taxe numai pentru 2-3 ore. Da, de acolo ai inspecția muncii care putea să facă controle acolo unde erau, într-adevăr, sesizări legate de astfel de artificii din punct de vedere fiscal. Nu să vii și să tai așa din punct de vedere fiscal toate posibilitățile oamenilor de a-și avea încă un loc de muncă, de a desfășura diverse activități. Și îți mai dau un exemplu care, din punctul meu, este relevant privind percepția autorităților în privința mediului de afaceri. Să nu uităm că, practic, introducem iobăgia în mediul de afaceri românesc, o chestie care nu se întâmplă la nivel internațional. Toate companiile din România trebuie să aibă minim un angajat cu carte de muncă. Nu mai pot să înființez mai mult de 3 firme și asta înseamnă că limitez, practic, posibilitatea oamenilor de a înființa tot felul de vehicule financiare, de a face afaceri, de a face tot fel de structuri financiare care se pot face oriunde în lumea asta, numai la noi. La noi trebuie să fie acea carte de muncă pe fiecare societate, ceea ce este aberant în secolul 20, în 2022, când multe dintre business-uri sunt digitale, sunt vehicule financiare care acționează și care n-au nici în spate niciun fel de angajați, pentru că nu este nevoie într-o economie digitală, într-un industrie 4.0 în care ne aflăm în momentul de față, spre care ne îndreptăm. Sunt foarte mulți ani, Adi Negrescu, de când am auzit o sumedenie de povești de genul: mi-am deschis firmă, sunt propriul meu angajat. Punct. Adică ar fi o surpriză foarte mare dacă am aflat că se perpetuează această, să zicem, strategie a micului antreprenor: mă angajez pe mine, cu ocazia asta depun și niște bani, da, pentru când ies la pensie. La asta se ajunge, să plătim toți cărți de muncă, să ne gândim toți la aceste contribuții la stat și să nu mai gândim din perspectiva dezvoltării a cât mai multor business-uri, pentru că nu poți avea carte de muncă dacă, de pildă, vrei să deschizi 3 firme, să ai aceeași carte de muncă pe fiecare firmă. Îți dai seama câte taxe plătești pentru chestia asta. Înainte puteai să-ți deschizi 10, 20, 30 de firme, să faci afaceri, să stimulezi, practic, inițiativa privată, să dai oamenilor posibilitatea de a câștiga, atenție, legal, da? În diverse domenii de activitate. Să ai o firmă care să creeze în distribuție, una în comerț, una în import-export, tot felul de variante de afaceri, cum se întâmplă în toate țările civilizate. Numai la noi vei fi obligat să ai maxim 3 firme în care să fii prezent, da? Și pe toate să fie cât un angajat cu carte de muncă și să plătească taxe la stat pe sănătate și taxe pentru vechime muncă. De ce? Pentru că, într-adevăr, statul nu-și acoperă cheltuielile cu pensiile, cu sănătatea, pentru că nu știe să administreze banii publici. Și despre asta este vorba, pentru că banii există, dar, din păcate, sunt risipiți într-un mod care, pe care îl sesizăm și voi, și inclusiv la Euronews, îl sesizați de fiecare dată. Modul aberant în care sunt cheltuiți banii publici în România. Pentru toate explicațiile și prezența la Euronews, mulțumesc mult, Adrian Negrescu. Doamnelor, domnilor, mulțumesc încă o dată.